Zăpada s-a topit, iar Chișinăul a îmbrăcat alte straie. În lipsa parcărilor, tot mai mulți șoferi își lasă mașinile pe gazon, așa că zonele verzi s-au transformat în șantiere pline cu noroi, imagine tipică a unei ulițe rurale. Deranjați de mizeria din oraș, locuitorii capitalei dau vina pe autoritățile municipale. De cealaltă parte, responsabilii de la primărie spun că problema parcărilor neautorizate ține de competența lor și va fi soluționată în curând. Urme de roți și noroiul care ajunge aproape pe trotuar este tabloul pe care îl admiră zeci de oameni care trec zilnic pe lângă bustul lui Iosef Pilsudski, mareșal al Poloniei, amplasat chiar în centrul capitalei. Din cauza mașinilor parcate pe iarbă care urmează să încolțească în curând, glodul din jurul edificiului este văzut și de pe partea cealaltă a străzii. Chișinăuienii spun că de vină ar fi autoritățile, iar noroiul de lângă trotuar umbrește imaginea frumoasă a orașului. Dacă erau făcute parcări normale pentru mașini, erau să fie parcate mașinile aici? Asta e o întrebare foarte normală. Mie nu-mi place să mă simt într-un oraș care e ca un mușuroi, ca un ghetto, se transformă într-un ghetto. Nu-mi place. Dar și pe oamenii și trebuie de înțeles că ei n-au unde să parcheze. Contactat pentru o reacție, consilierul pe comunicare al primarului municipiului Chișinău, Natalia Ixarin, a explicat că parcări în capitală nu au fost suficiente niciodată, iar faptul că unii șoferi și-au parcat mașinile lângă un monument ține strict de cultura oamenilor. Ea a mai precizat că în prezent autoritățile lucrează pentru a fi amenajate parcări în oraș. Precizăm că miercuri, într-o postare pe rețelele de socializare, și primarul municipiului Chișinău Ion Ceban și-a manifestat nemulțumirea față de neglijența unor șoferi. Edilul a scris că un autovehicul a fost parcat pe gazonul proaspăt semănat, iar glodul de pe roțile mașinii a ajuns pe trotuarul recent amenajat. Ceban a mai spus că zilnic pe trotuarele de pe străzile Alexander Pușkin și Bănulescu Bodonii sunt parcate sute de mașini, iar poliția întocmește procese verbale pentru a-i pedepsi pe conducătorii auto.